Startul slab al romanului în acest sezon a dus la demiterea antrenorului Andon Boscovski, instalat în locul lui Florentin Pera în această vară. Locul său va fi luat de Gheorghe Covaciu, cel care a antrenat ultima oară pe Mureșul Târgu Mureș. Nu doar Andon Boscovski a plătit pentru rezultatele slabe ale CSM Roman, ci și jucătoarele echipei, care au fost penalizate cu 20% din salarii. Am decis rezilierea de comun acord cu antrenorul Andon Boscovski și numirea unui nou antrenor în persoana domnului Gheorghe Covaciu, un antrenor cu experiență în Liga Națională și în cupele europene, care sperăm să aducă rezultatele pe care ni le dorim la Roman. Îi mulțumim domnului Boscovski pentru colaborare și urăm un succes mai departe. În ceea ce privește jucătoarele, și acestea au suferit sancțiuni, în sensul că li s-au diminuat drepturile financiare cu 20%, ca urmare a evoluțiilor nesatisfăcătoare din acest debut de campionat. Am încredere că putem reveni, trebuie să dăm dovadă de mai multă unitate de grup, trebuie să dăm dovadă de mai multă mobilizare și determinare în timpul jocurilor și sunt convins că vor veni și rezultatele pozitive. În acest moment, CSM Roman ocupă un dezamăgitor loc 10 în Liga Națională, cu doar 2 victorii înregistrate în 8 partide, dintre care una la masă verde cu CSM Ploiești. Rămașcancele au părăsit și Cupa EHF încă de la primele 2 partide învinse de Alba Fervar cu 55-49 la general.